Ok, și suntem live. Hai să vedem cine dintre voi mai este prezent astăzi. Așa cum am promis săptămâna trecută, încercam în fiecare duminică să discutăm despre un anumit subiect. Pentru cei care urmăresc acest live, vreau să fie clar de la început că este dedicat bicicliștilor, adică cei care nu aveți treabă cu ciclismul, s-ar putea să nu înțelegeți mare lucru și să nu-l găsiți interesant. Pentru început, aș vrea să știu din partea voastră că se aude, ca să nu treacă 20 de minute și să ne pierdem timpul. Scrieți-mi, vă rog, în comentariu dacă se aude, dacă se vede bine, aș vrea să știu chestia asta de la voi, ca să putem să continuăm. Văd comentariile live, prin urmare scrieți cu curaj, vă rog. Salut, John! Ne auzim, ne vedem? Scrieți, vă rog. Nimeni nimic. Este și un pic de lag între mesajele voastre și... Salut, Sorin! Ne auzim? Scrieți, vă rog, în comentarii dacă ne vedem și ne auzim, ca să putem să continuăm discuția. Încă nu am confirmarea de la voi. Bun, până când mai scrieți voi în comentarii, se aude bine, perfect. Asta am vrut să aflu. Salut, Marius! Salutări la Craiova! Chiar, uite, dacă tot încep să vă recunosc pe mare parte dintre voi, scrieți, vă rog, în comentarii de unde sunteți, din ce oraș, ca să știm așa cam de unde ne auzim la discuția asta. Nu sunt cel mai frumos, asta e clar. Mă bucur că ești cu noi, Adi. Adrian Băcuț este președintele echipei Carcover Racing Team. Bun, scrieți, vă rog, din ce orașe sunteți. Până acum, din ce știu, salut, Alexandru! Super, mamă, ce mă bucur că avem discuția asta. Până acum, din ce văd eu aici, uite, Sorin e din Arad, Cristi e din Reșița, Adrian Bocuț este din Oradea, Marius Frota este din Craiova. Scrieți în comentarii din ce orașe sunteți. Ca să știm. Mediaș, salut, David! Salut, salut! David este persoana care a primit fostul meu Garmin Edge 810. Cred că poți să ne confirmi dacă cum ești, cât de mulțumit ești după un an deja de folosință. Marius din Craiova, așa cum am spus. Bun, mai scrieți, eu voi citi comentariile live. Între timp, haide să nu pierdem timpul, aș vrea să fiu eficient astăzi și în 10 minute să încheiem subiectul. Pentru că timpul vostru și al meu e important, nu vreau să pierdem timpul, nu vreau să vă țin cât mai mult pe platformă, așa cum încurajează Facebook, ei încurajează videoclipurile lungi în care lumea stă la taclale de parcă n-am avea altceva de făcut. Așa cum am spus în live-ul de săptămâna trecută, vreau să vorbim despre 5 situații atunci când 5 situații când ar fi bine să ai un plan. 5 situații, bineînțeles, relativ de activitatea pe bicicletă. Când credeți voi că în activitatea noastră, în ciclism, avem nevoie de un plan? Scrieți în comentarii și ulterior începem să intrăm în subiect. Sunt curios mai întâi ce credeți voi.
Uite, David confirmă părerea despre Garmin. Deci după ce am folosit eu Garminul vreo, nu mai știu exact câți ani, vreo 5 ani, la el încă funcționează perfect. Asta vis-a-vis de oamenii. Sorin, înțeleg că avem tot timpul nevoie de un plan. Salut, Adelin! Hai că mergem! Facem live-ul ăsta și mergem pe deal. Bun. Mai scrieți voi în comentarii când credeți că avem nevoie de un plan și între timp încep să vă povestesc despre ce consider eu. În primul rând, bun, fără plan nu merge treaba, dar mai precis în care situații. În primul rând, cel mai mare plan de care avem nevoie, bineînțeles, este planul de antrenament. Dacă facem ciclism, cel puțin la nivel amator, adică dacă participăm la competiții. Nu ne ducem de plictiseală, prin urmare, dacă mergem la competiții, concurăm, adică vrem să fim mai buni ca și cineva. Poate mai buni ca și un adversar, poate mai buni ca și anul trecut. Deci avem nevoie de un plan de antrenament. Să știm ce facem, când facem, dacă peste 3 luni avem un concurs important, cum ne pregătim pentru concursul ăla? Adică cu ce încep practic? Te trezești așa că, bă, vreau să merg la un concurs pentru că m-a invitat un prieten. Sau pentru că am fost anul trecut la același concurs. Ce faci efectiv? Ieși așa în fiecare zi cu bicicleta? Cum pedalezi? Cât timp? Ce durată? Cât de intens? Dacă ai un pulsometru, la ce valori ale pulsului? În sfârșit, cred că jumătate dintre voi știți despre ce vorbesc. Parte dintre voi ați făcut. Ne-am antrenat împreună în programul GeoCoach, cum ar fi Belgiu Alex, Marius Fota și nu mai știu chiar acum, dar voi sigur știți despre ce e vorba. Asta e cumva prima situație mare când avem nevoie de un plan, planul de antrenament. Apoi, că vorbeam de competiții, avem nevoie de un plan pentru seara și dimineața cursei. Adică ce faci, ce mănânci seara, cum îți pregătești bicicleta, în dimineața cursei, cu cât timp înainte mănânci, și ce mai ai de făcut în dimineața cursei, înainte de concurs. Ajungem la încălzire, înainte de concurs. Ai nevoie de un plan la încălzire. Adică, când vine vorba de încălzire, ce faci? Pentru că mulți îi văd de când ajung la diferite competiții, de când ajung în apropierea startului, îmi dau seama că ei habar nu au ce fac. Când vine vorba de încălzire, ei doar se mișcă de colo-colo. Care e primul semn? Adică primul semn că îmi dau seama că nu știu ce fac, pentru că cu o oră jumătate înainte de start, ei se încălzesc. Nu ai nevoie să faci încălzire cu o oră jumătate înainte de start. Încălzirea se face cu 45 de minute, 30 de minute înainte de start, bineînțeles și în funcție de durata competiției. Dacă e o competiție scurtă, ai nevoie de o încălzire mai intensă, dacă e o competiție lungă, de o încălzire mai mică. Și bineînțeles, în alea 30-45 de minute, ce faci la încălzire? Adică doar miști picioarele, doar le dezmorțești? Ai nevoie de un plan pentru încălzire. Să știi efectiv ce faci primele 10 minute, ce faci după aceea, cum te încălzești tu pentru start și ce e încălzirea. Încălzirea este creșterea temperaturii în mușchi. Pentru că atunci când luăm startul, când tipul ăla numără 3, 2, 1 start, tu să fii pregătit pentru ce se întâmplă în corpul tău atunci la start. Adică se creează foarte mult acid lactic brusc și dacă ai temperatura mușchilor mai crescută, poți să, în primul rând, poți să oferi mai mulți wați
și în același timp corpul tău asimilează acidul lactic produs ceva mai bine decât dacă nu ai fi făcut nimic pentru încălzire. Era și o corelație între 1 grad Celsius în mușchi și ce număr de wați poți să oferi mai mult. Parcă la 1 grad Celsius în plus puteai între 3 și 4 wați în plus, ceva de genul. Nu am cifrele acum, nu știu exact, dar ca idee, cu cât ești mai bine încălzit, cu atât ești mai puternic, practic. Mergem la a treia situație. Așa cum am spus, nu vreau să povestim prea mult. Scurt și la obiect. Sunt diferite situații pe bicicletă când ai nevoie de un plan. Printre care, atunci când faci pană. Când ai făcut pană la bicicletă. Ai dat într-un spin sau, eu știu, ai tăiat cauciucul, ai făcut pană. Ai nevoie de un plan aici. Mulți nu au un plan, merg așa la ghici. Dacă nu fac pană, e bine. Dacă fac pană, habar n-au ce au de făcut. Trec minute, zeci de minute în șir și după aceea sunt frustrați, sunt supărați, ajung la finish, povestesc 2 ore despre cum au făcut ei pană și cum au trecut concurenții și în sfârșit. De ce ai nevoie de un plan aici? Pentru că, în primul rând, sunt mai multe modalități prin care poți să, în primul rând, să eviți o pană și, în al doilea rând, să o repari. Cum o eviți? Păi o eviți dinainte de start. Cum te echipezi? Poți să mergi cu bicicleta doar cu camere normale și șansele sunt cele mai mari de a face pană. După aceea poți să pui lichid în camere. Atunci, lichid autovulcanizant. Atunci îți cad șansele să faci pană. Poți să ai sistemul tubeless, adică să nu ai camere în cauciucuri, ai direct lichidul acela în zeamă. Și din nou, bun, șansele sunt aproximativ similare ca și în varianta cu cameră și lichid, însă greutatea e ceva mai mică. Dacă ai sistem tubeless, aici intervine din nou o altă modalitate în care poți să repari o pană, chiar și cu tubeless. Adică nu vei face pană la spini, dar vei face pană la chestii mai serioase. Exact, vezi, Adelin? Exact despre asta vorbim. Cu tubeless scad șansele. Dar chiar și cu tubeless. Ce faci dacă faci pană cu tubeless? Pentru că unii cred că gata, mi-am pus tubeless, nu mai trebuie nimic, mă duc la concurs. Eu am pățit de 2 ori să fac pană pe tubeless și ca norocul eram și la un campionat național și chiar am pierdut un podium. Se întâmpla, nici nu mai știu exact, în 2014, nu, în 2013, cred. Pentru că din siguranța aia mergi fără truse la tine. Cea mai rapidă metodă când ai tubeless este să ai o furcă din aceea, nu am acum, dar toată lumea care are tubeless știe, un șnur. Cu o furcă din aceea, ai băga șnurul, nu-ți ia nici 10 secunde să-l bagi dacă l-ai pregătit și ai rezolvat pana, este cel mai rapid mod. Al doilea mod, dacă ai tubeless, este bineînțeles să pui cameră. Dacă n-ai șnur, n-ai altă variantă decât să pui cameră sau să presupunem că ai pierdut din presiunea aerului, mai rămâi undeva la 0,5 bar și poți să continui așa până la final. Asta este un caz nici fericit, dar nici trist. Poți să continui, dar nu poți să mai forțezi la maxim. Cum spuneam, următoarea modalitate când ai tubeless este să pui camera. Pentru asta trebuie să dai jos cauciucul. Cauciucurile tubeless se dau jos ceva mai greu, adică ai nevoie de leviere și chiar și cu levierele te chinui. Înăuntru dai de zeamă, trebuie să cureți, trebuie să verifici tot cauciucul de spin și spinii anteriori de la alte ture, s-ar putea să găsești mulți spini și după aceea pui cameră. Vezi, toate chestiile astea trebuie să le știi dinainte. Bă, ce fac dacă fac pană? Am soluția aia. Poți să ai capsule cu CO2, cu spumă înăuntru, poți să... Cu ce umfli? Umfli cu pompa, umfli cu capsulă, umfli... Cum umfli? Cred că ușor, ușor ne-am dat seama de ce e important să avem un plan
când facem pană. Poți să, adică dacă te gândești la chestiile astea, poți să rezolvi cel mai repede o pană. Cum am spus, cu șnur în 10 secunde, cu, ce să zic, chiar și cu cameră, dacă ai capsule CO2, și cu cameră rezolvi repede. Ai scos cauciucul, ai dat jos camera, să zicem că ai cameră, ai dat jos camera spartă, ai verificat de spin, ai scos spinul rapid sau poate n-a rămas spinul în cauciuc, ai pus camera nouă, ai urcat sus, ai băgat CO2-ul și s-a umflat. În 2 minute ai rezolvat pana. Sunt convins că ai prieteni care ți-au spus că le-au luat 20 de minute să facă pana. Normal, pentru că n-au fost pregătiți. Bun. O altă situație este ce faci dacă rupi lanțul. Mulți nu au, cum zic, o soluție și pentru chestia asta. Dacă se rupe lanțul, stau și se uită la el până vine asistența tehnică. În cazul ăsta există presele de lanț pe care unele sunt integrate în setul de imbusuri pe care îl porți în spate. Îți recomand să cauți setul de imbusuri cu presă de lanț. Eu am, o folosesc și sunt foarte mulțumit. Tot aici, dacă rup lanțul, e bine să ai pregătit o cheiță. O cheiță din aceea rapidă pentru lanț, care poți să o lipești ca să nu o pierzi, că în buzunare cam o pierzi, ori uiți de ea. O aveam lipită cu bandă de un cablu de la ghidon. Și era acolo. Dacă n-am avut nevoie niciodată de ea pe bicicletă, la concursuri, dar dacă rupeam lanțul, să zicem că erau niște zale îndoite. Foloseam presa ca să scot repede zalele îndoite și după aceea luam cheița și închideam lanțul imediat. Adică chestia asta putea să dureze un minut. Exact cum spui, Sorin. Da, revenim puțin la comentariul lui Alexandru. O nouă metodă vis-a-vis de făcut pană și așa sunt acele burete, acei bureți. Îmi scap acum denumirea, că sunt tot felul de modele. Eu personal nu am folosit și nu prea mă încântă, adică nu mă încântă faptul că ai tubeless, adică ai dat jos camera și acum trebuie să bagi de fapt ceva înăuntru din nou, adică să crești un pic greutatea. Da, înțeleg că, eu știu, deși din experiența altor oameni am văzut că și cu burete din acela, dacă faci pană, bine, nu mergi pe jantă, dar nici nu poți să mergi, adică, nu știu, e cu două tăișuri, dar vă invit să încercați și să-mi spuneți și mie. Asta e cumva cel mai nou sistem vis-a-vis de pene. Așa, am vorbit și de lanț. Și urmează și a șasea situație. Am spus că vor fi 5 situații, dar am adăugat și planul de antrenament. Planul de nutriție când ești pe bicicletă. Încă o dată vorbim strict de competiții, nu când mergi cu bicicleta prin pădure de fun, pentru că acolo nu contează. Te oprești, mănânci sandwich, mănânci mere din pom, te descurci. Vorbim de competiție aici. Ai nevoie de un plan de nutriție, să te gândești, așa cum am povestit, încă din dimineața cursei, de fapt încă din seara cursei, seara dinaintea cursei, ce mănânci seara. Aici e bine să ai o masă ușoară, nu o masă bogată, te gândești că mâine am 80 de kilometri, trebuie să mănânc azi de să mă sparg. Nu, vei mânca o masă bogată în carbohidrați și ușoară, paste, orez. Fiecare știe pentru el ce funcționează. După aceea trebuie să știi dimineața ce mănânci. În primul rând mănânci cu 2 ore înainte de start și din nou o masă care trebuie să fie eficientă și să nu-ți cadă greu. Pe ceea ce vreau să pun accent mai mult la acest punct, planul de nutriție, în special ce mănânci pe bicicletă și la ce interval. Chiar, voi ce mâncați pe bicicletă? Scrieți în comentarii ca să văd și părerea voastră.
ce mâncați pe bicicletă și cât de des. Adică dacă mâncați un baton, când îl mâncați? Un gel, cât de des? Mai iau și eu așa o pauză, că nu e ușor să vorbești. Bun. Scrieți în comentarii ce mâncați voi pe bicicletă în timpul unui concurs și cât de des. Baton, proteine, gel. Ok, geluri cât de des? Unul pe oră, unul pe concurs. La oră de pedalat un baton. Ok. Bun, uite, din trei comentarii am observat, hai să zic, nu o greșeală, dar o chestie care poate fi îmbunătățită. Adelin, mulțumesc pentru mesaj. ce chestie poate fi îmbunătățită? Sorin, ai spus de baton proteine. Aici eu observ eu o greșeală, dar nu sunt persoana în măsură să spun ce e corect și ce e greșit. Dar de ce e greșit să mănânci baton cu proteine în timpul cursei? Pentru că proteinele sunt cele care ajută la refacerea musculaturii. La refacere, nu în timpul. Batoanele cu proteine sunt bune după concurs, pentru refacere. După ce ai făcut mușchii praf, s-au creat microfisurile în mușchi, după aceea contribui să refaci musculatura, practic. În timpul cursei, tu ai nevoie de carbohidrați, nu de proteine. Proteina te obosește. Când corpul o absoarbe, o prelucrează, îți ia din resurse, adică se concentrează pe sinteza proteinei. Un baton din oră în oră, asta iarăși aș tinde să spun că nu e cea mai bună variantă, să zic așa. De ce? Pentru că corpul tău are nevoie de, adică digeră mai greu un baton față de un gel. Aș merge mai degrabă pe varianta lui Marius. Batoane și geluri. Gelurile mai des, geluri din oră în oră, eu cam așa folosesc, un gel pe oră, și spre finalul competiției, să zic, sau după o oră jumate, încep și un baton. Dacă am o competiție de 3 ore, să zic, pot să strecor cam un baton, două. Deși depinde mult de diferența de nivel, de cât consumi în competiția aia. Stai să mai vedem comentarii. Depinde de competiție, exact. Te salut, Alexandru. Să ne auzim cu bine, să ne vedem la competiție. Da, exact. Vezi, dacă este XCO, nu ai timp să desfaci un baton, să-l mănânci, să-l mesteci, îl mesteci și corpul tău este la un puls mare, îți va afecta toată digestia. De asta la XCO mergem preponderent pe geluri și mai degrabă shoturi. Shoturile sunt lichide, absorbția este imediat, energia o ai în cel mai scurt timp. La maraton, da, acolo mergem pe batoane, pe mâncare mai solidă. Trebuie să vă gândiți așa, cu cât o competiție este mai scurtă, cu atât hrana trebuie să fie cât mai aproape de lichid. Cu cât e mai lungă, cu atât hrana devine mai solidă. Da, exact. Cred că v-am spus deja și răspunsul meu. Consum un gel, poți să-l încep chiar de la încălzire, încă de când fac încălzirea, cu 10 minute înainte de start, uneori consum un gel, asta pentru ca după start, prima jumătate de oră, oră, să am energie, dacă vreau așa, sau pot să consum un shot înainte de start, după care din oră în oră consum câte un gel și când consider, încep și un baton. Aici, salut Mititelu, aici la batoane am și eu
un scurt tips and tricks ca să fie mai eficient consumul batonului. Gel cu cafeină. De oricare. Gel de la Isostar folosesc în principal toate gusturile. Așa, revenind la tips. Atunci când încep să mănânc batonul, iau o gură și în același timp iau și o gură de apă și mestec cu apă împreună. Acest lucru ajută corpul să digere mai repede acel baton. Adică nu va fi o senzație așa de grea la stomac să mănânci un baton. Nu durează atât de mult timp să se absoarbe și e mai eficient. Eu așa folosesc și cred că ar fi bine să încercați și voi. Foarte puțină lume știe asta, de asta e bine că sunteți împreună cu mine în acest live. Bun, și cam atât. Astea au fost cele 6 situații în care avem nevoie de un plan. Are sens ce am povestit până acum. Scrieți, vă rog, în comentarii. Adică, eu știu, hai să și clasificăm cumva, de la 1 la 10, cât de interesant, cât de important credeți că a fost discuția asta? Ca să-mi dau și eu seama dacă, băi, am povestit ceva util aici sau mai bine mergeam pe deal. De la 1 la 10, cât de interesant și util a fost discuția de azi? Scrieți în comentariu, hai să vedem niște note. Ori trec clasa, ori ne vedem la toamnă. Sorin, e bine, dacă după o discuție din asta face o schimbare, înseamnă că a fost util să povestim. De fapt, asta este scopul a tot ceea ce fac vis-a-vis de sport. Încerc să vă ajut pe voi să vă încerc să vă ajut să fiți mai buni, să găsiți ceva util. Din toată activitatea mea de pe pagina de Facebook GeoLive, ăsta e scopul. În programul de antrenament, la fel, scopul e să deveniți voi mai buni pe bicicletă. Și prin cartea de la zero la campion, nu știu câți dintre voi aveți un exemplar. Cei care vor nu mai au de unde, că s-a epuizat de mult timp. Dar prin toată activitatea mea încerc să găsiți ceva util, să vă ajute, să vă îmbunătățiți, inclusiv cu videoclipurile de pe YouTube. Toate situațiile prin care trec au scopul să vă ușureze munca. Bun, încheiem aici. Nu știu deja de cât timp vorbim. Nu mi-apare un timp aici, dar vreau să, așa cum am spus la început, vreau să fim eficienți. Mulțumesc și vă doresc să vă bucurați de mini concediul ăsta, mini vacanța asta din 1 decembrie, la mulți ani în avans și noi ne vedem duminica viitoare cu un nou subiect. Nu știu chiar acum despre ce vorbim, dar ne vedem atunci. V-am pupat și o săptămână frumoasă să aveți. Ciao, ciao, ciao.